toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic la Europa FM. 1600 de euro în această dimineață. Pregătiți, preparați special pentru Iulian din Pitești. Bună dimineața, Iulian. Salut, Iulian. Salut. Bună dimineața. Ce faci, Iulian? Uite, așteptam de mult o întâlnire cu voi. Așa. Am avut o tentativă în 2018, pe 1 decembrie, la Alba Iulia, când vreau să mă întâlnesc cu Vlad. Așa. Dar n-a reușit. Atunci m-am întâlnit cu alt personaj pe care la vremea aia îl iubeam foarte mult. Îl admiram, să spun așa, iar acum mă dezamăgește crunt. Viața ne duce în diverse direcții, nu trebuie să fim de dezamăgiți. Vorba de un vicepreședinte al partidului PNL, care atunci era ziarist ca și voi. A, te referi la Rareș? Năstase? Da, Rareș. Bogdan. Da. Bogdan. Atunci m-am întâlnit și m-am fotografiat cu Rareș, dar acum sunt total dezamăgit de el. Bine, asta. Dar cred că voi nu mă veți dezamăgi niciodată. Niciodată. Să fii convins. Clar. Deci, stai, că acum mi-e frică să întreb dacă i-am promis că nu dezamăgesc. Dar de ce n-ai venit atunci? Că eram la Alba. Păi ne-au zis că s-a întâlnit cu Rareș, Bogdan. Era o aglomerație foarte mare și nu v-am găsit. Pur și simplu nu v-am găsit. Acolo unde era aglomerația și mai mare. Așa, și dădeau ăștia autografe, că eu am stat la București atunci, da. Acolo erau ei. Era Dita Mai Tiro, ăla roșu, scrie Europa FM pe el. Mă rog, căscat și gura la paradă, adică... Da, fost frumos. Să sperăm că se vor mai fi ocazii. Bine. Vă admir foarte mult. La următorul centenar te așteptăm. Și în altă ordine de idei, mai zine câte ceva despre tine. Și eu mi-aș dori să vă întâlnesc peste 100 de ani. Așa? Dar să vedem ce vrea cel de sus. Da. Ce să vă spun despre mine? Eu... Ce vrei? Sunt inginer. Așa. Sunt pensionar. Ok. Ce inginer? Inginerie de ce? Am terminat energetica. Energetica? Aproape de TCM sau de facultatea de mecanică pe care ai făcut. Eu am făcut electrotehnică, eram vechi cu energetică, am dat și examene în EA, acolo sus, în EA era... Sus, da, exact, uite ce știe. Era zona voastră de... Da, hai că... Zona noastră era mai pe la... Nu vă supărați, domnii ingineri, haideți să trecem la... Ne iertați. Avem 1600 de euro azi. Iulian, ce pot să-ți spun? O să câștigi 1600 de euro. În dimineața asta, adică având în vedere profilul, acum te simt, nu o să ai probleme cu niciuna dintre întrebările de astăzi. Mult succes, Iulian! Având vârsta care am, s-ar putea să nu fiu atât de iute în a răspunde și... Nu da nici emoții, nu pare să ai. Dacă dai emoții, vorbești mult, nu? Am emoții, tocmai de-aia vorbesc mult. Concentrează-te și fii atent, 6 secunde, da? 6 secunde pentru răspuns, trebuie să dai răspunsul direct. Da, sigur. 200 de euro. Iulian, curaj. 200 de euro. Cum se numeau piloții japonezi din cel de-al doilea război mondial care aveau misiunea de a distruge țintele inamicului folosindu-și propriul avion? Kamikaze. Asta, Nina. Kamikaze. Da. Ia, dă-i semnalul. Kamikaze. Kamikaze. Deci a răspuns în afara timpului și ca atare... stai mă, de ce ai făcut asta? Vreau să-l fiert un pic. Da. Oricum, îmi plac foarte mult genul vostru de a glumi cu participanții la emisiune. Mulțumim, bine, asta încercăm să... Hai, zi și răspunsul la întrebarea a doua. Da, da, corect. Da. Hai, să mai glumim, dar nincintă. Da. Ai 200 de euro, felicitări. Felicitări, prietene. Mulțumesc. Ce înseamnă, băi, inginerii mei, bă, vezi? Vezi, bă, Luca, vezi? Oameni ca lume. Bravo. Suntem fierți pe ingineri aici în studio. Da. Mergem mai departe. Să știi că inginerii ne-au pus cele mai mari probleme. Mergem mai departe. Sau nimic. În sensul că ne-au luat banii. Da. 400 de euro. Creează cele mai multe probleme. Corect. Da. Iulian. Da. Pentru 400 de euro, în dimineața asta la Dublu sau Nimic, spune-ne care este capitala Slovaciei. Praga. Hai că știi. Slovenia. Nu, capitala Slovaciei. Slovacie. Bra. Praga este a Cehiei. Nu, Bra. Brati.
Bratislava. Bratislava. Îți spun sincer că nu mă așteptam să te încurc întrebarea asta. Da, da, nu. Sigur, era normal să nu mă încurcați, dar v-ați spus din cauza faptului. Și că... emoțiile îi spun cuvântul de cele mai multe ori aici, da, la Dublu sau Nimic. Sigur, pare rău. Da. Domnul inginer, îmi pare rău. Și vă mulțumesc că am intrat. Cu drag. Și te așteptăm să ne... Ne-a făcut plăcere, Iulian. Numai bine. Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni. Deșteptarea la Europa FM.